Salutare, oameni buni! Un nou live, unul scurt, bineînțeles. Dar de mâine îi dăm mai mult. Îi dăm mai puternic mâine. Îi dăm cu puțin PVP. Să ne încălzim. Sperăm să câștigăm. Bun. Mă, de la... de joi au ajuns acolo și nebun. Uite, ăla în loc să stea aici, să se încalce mai repede, el se duce. N-are treabă. Bun. Am capturat două puncte, acum ăia cred că dă rush. Dă rush pe soare. Și aia e. Cum v-am zis, se uitați deja. Bun. Ai mei încă. Oamenii mei farmează, n-au treabă.
Ia uite, ea acum ne capturează și altărilea punct. Ce vorbim? Ia uite. Doi farmează. Ia uite, ne capturează și al treilea punct. Oi, 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 oi. Atât. Bun. Ia să mă pe mapă. Ia uite, avem vreo, nu știu câți player care farmează, n-au treabă oamenii. Deci oamenii n-au nicio treabă cu PvP, 1, 2, 3, 4, vreo 5 oameni. De vreo 5 oameni ei n-au treabă, ei farmează. Acel Sile Cristie român.
ocupat. E normal. Ia uite. La război. La război. Toți acolo. Asta e faima. De la PvP, asta e șmecheria și fun. Toți, frate, echipa acolo. Bum. Să fie acolo fighting tot, nu farmăm. Farmăm în PvP. Te salut, Ali. Happy Affiliate Universe. Ce Dumnezeu scrie acolo, Ali? Ce Dumnezeu lui a scris acolo? Happy Affiliate Anniversary. Habar n-am ce se întâmplă acolo. S-a turnat acid foc de ala pe noi. A, de că sunt afiliat cu Twitch? Pe bune? Sunt afiliate, suntem pe 12 decembrie, pe decembrie suntem azi. Sună că a trecut un an. Ianuarie, stai, suntem în ianuarie. În ianuarie suntem. Interesant. Sunt de un an cu ei. Până la partener mai durează. Încă vreo câțiva ani buni. Acum depinde de publicul nostru minunat de la Twitch. Că fiecare are, na, cum ar veni gașca lui, știi? Ceva normal. Aici nu mă bacă. Hai că vin. Uite, joc PvP Ali și avem un român în echipă, Sile Cristi. Gata,
Hop, mi-a dat-o. Mi-a dat-o. Na. La partener cât Dumnezeu trebuie oare? Nu trebuie 70 ca în alte state. Cred că depinde și de locațiile noastre, de țară, de popularitatea Twitch-ului în țara respectivă. Cred. Autor pe. Deci efectiv nu puteam să mă mișc. Înțeleg, așa e PvP-ul. Muscheta. Și nu te joci New World Ali. Ai de toate, adică ai item, ai tot ce vrei. Bagă cu dăștea, cu random, cu nebun. Uite cum fac eu cu random, n-am treabă. O mare parte iteme vorba știi să-ți faci, adică nu e o problemă pentru tine chestia asta. Ai iteme deja de tank, ai... Bagă acolo. Ah, hai că să mă. Oh, a dat-o. Trebuie să faci multe chestii. Ore de am alea doi. Adică am toți trei pași, Ali, dacă nu mă înșel. Pașii, dar mai trebuie ultimul pas. Să am nu știu câți pe live deodată. Nu știu cât exact în România. Am deja celelalte cerințe. A, adică mesaje pe live, adică să scrie oamenii, nu? N-a cadat-o. Frate, eu la PvP mă duc, atac, eu nu stau să alea, eu mă duc. Eu să simt. A, să fie chat-ul activ, a, am înțeles asta. Da, chiar și dacă ești partener cu Twitch-ul, ce se întâmplă ceva? Când ești partener cu ei? Ce se întâmplă atunci când ești partener cu Twitch? Ce se întâmplă? Și știu că la noi variază numărul de cerințe, probabil, față de, nu știu, în altă țară unde e... Oh, uite cum vin ăștia pe mid. Salutazu! Ce faci, Tazu? Uite, ne spune Tăzucu. Ne spune Tăzucu ce se întâmplă la partener. Am costat, dau mă, frate, mă. Numai de Henry ăla tot dau. Nu mai dă tot ăla. Yo, pentru shed ăsta, Tazule. Adică nu ești plătit, nu...
Deci nu e cine știe ce, adică nu te plătește. Uite, YouTube-ul când ești partener cu ei, Tazu și toate, măcar ăștia mai te plătește pe mie de vizualizări, pe nu știu ce chestie, cât de cât. Stai că am dat în al meu, n-am treabă. Ai cum. Am crezut că e ceva special face Twitch-ul. Că îți dă, că nu știu ce, dar nu. Ia uite. Ha, m-am ferit. Na, că ți-am dat-o. O, obraznicule. Ce mai zici, Tazule? Ce mai zici? Ce mai faci? Ce mai joci? Mai nimic. A, deci doar WoW joci. Și în curând revii la single player. Bă, e bine. Și eu am de gând tăzucul să... Bineînțeles, nu renunț la New World. Vreau să joc puțin trilogia, că n-am jucat-o niciodată. Am jucat așa pe sărite. Am jucat puțin pe sărite Val Helsing. Vreau neapărat să joc trilogia asta, Val Helsing-ul. Presupun că ai auzit de ea și cu siguranță ai auzit de ea. Din nou, da, e baronul. A, am bătut baronul, bravo! Ați văzut? Te salut, Paule! Paul! Ai jucat din ele. Da, pe asta zic, are poveste, cred că bună. Ai acolo, e fain, adică jocul e fain, adică îmi place, nu știu, e... Pur și simplu îmi place, punct. Și vreau să joc, poleacă, trilogia aia. Nu știu câte ore are, ce gameplay are, cât are, dacă are side mission, dacă are exploring. Vreau să joc și eu. Până când apar jocurile serioase. Uite cum combină ăla, frate, fire stuff cu flail și cu scut, adică tank. Sună că merge. Trebuie să stau măcar să le capturăm punctul. Stai jos.
Uite, frate, ăsta e tank, rezistă. Ia uite, mă, încălăr tata pe el. Călăr tata pe el cum rezistă el. Dar a murit brusc. Nu știu cum a murit brusc. M-a murit Harry. Ah, cu asta, interesant. Dar oricum, cred că a dat damage. Deci m-a luat instant. Bum. Bă, mă bucur că cât de cât meciul ăsta e cât de cât strâns, așa, cât de cât. A durat ceva. După aia să dau un... un M, o mutație, să vedem dacă îmi găsesc ăștia oameni. Pentru mutation... Mutation. Ioi. M-am uitat la chat. Ce faci, Paule? Cum ești? Cum ești? Bă, pot să spun că a trecut destul de repejor săptămâna asta. Sper și la schimbul 2, când sunt săptămâna viitoare, la schimbul 2 se treacă asemenea, dar slabe șanse. Uite, rush, oameni buni. Asta înseamnă rush. Deci asta înseamnă rush. Ce se mai le faci la ăștia când îți dă rush? N-ai cum. Și avem oameni care încă mai farmează. Oamenii noștri farmează, deci n-au nicio treabă. Hai să mai dăm, să mai... Uite, ia uite. No, dacă mă duc acolo, mă omor instant. Nimeni nu ne ajută să vin. Hai că vine la din așa cât de cât. Bun, așa. Așa. Bun. Frumos a venit alea prin învăluire. Nebunie aici. Te joci what momentan. E bine. What, ce e what? What of the... What? Ce joc e what? Că nu mă-ți minte. Ah, tank. World of Tanks. Bă, dar de când e jocul ăla, mă, pe piață, mă? Știam că... Ultima dată e 2011-2012, dacă nu mă înșel. De câți ani? Se joacă, se mai joacă oamenii World of Tanks? Am jucat și eu mai demult 2-3 meciuri. Am jucat cu un tank care dădea atac din bază. N-ai la altă bază, eram cu un tank de la mare, cu vârf de ăla, nu știu cum, cu tun. După aia mai dat tu meci cu tank normal, m-am ascuns printre ziduri, am dat, bam, trebuie să ai grijă cum să tragi, cum se încarcă. Pași pe an să îmi bag piciorul. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Pași pe an. Super bun în PvP, frate. Super bun în PvP tankul. Rezistă la dita mai gașca. Mai dă acolo leacă damage și școlo, dar rezistă. Foarte bun tankul. Aici găsești meci în 3 secunde. Pff, înseamnă că e jucabil și înseamnă că au servere de alea, cum se cheamă, cross, nebunii. A trebuit și ăștia să fac o dată la New World pentru PvE. Cross, că deja în PvP are cross, ceea ce este bine. Că ați văzut și vă că imediat se... Ne-a apătut, dar măcar a fost cât de cât o luptă strânsă. Strânsă, da, cât de cât acolo a fost o luptă.
N-am ce mai grozav scor, dar na. E bine. Bă, ce trece timpul, băi, oameni buni, mă. Și ceva noutăți, Paule, Tăzucule? Ceva schimbări, ceva... How? Da, mai ia să caut eu pentru tank aici, mă, să iau și o scutul artefact. M-am enervat. Ia să vedem, e cineva? O, uite, pentru hard. Ia să vedem. Ne mai trebuie un tank. Un tankules mai ne trebuie. Atât. E rele. E bun. E bun, tăzucule. E bine. Face balonașe. Hai, mă, încă un tank. Ce paletă de culori aș ales asta, ce faină e, alb cu roșu așa. Nice. Foarte fain. Din ce am observat așa cu frigulețul tăzut cu deocamdată și a mai revenit o leacă. Din ce am văzut, numai cu minus, pentru că a început să ningă, e puțin înorat și când se întâmplă aceste lucruri, înseamnă că se mai încălzește vremea, dar nu cu foarte mult, dar se încălzește. Uite, asta nu-mi place, frate, când aștept în, pentru meci ceva. Asta chiar nu-mi place. Deci asta chiar nu-mi place. Aia să mai mă duc, să mă dau, mai craftez, mai farmez, mai un alt. Ne mai trebuie un tank. Păi acum 2 zile Tazu a fost la noi
Minus 14, minus 10, minus 11. Băi, deci când respiram îmi simțeam pietre în nas, ești nebun. N-ar rău să mă zic că aia din Rusia sau alte țări au minus 20, minus 30. De-aia nu comentez nimic că îi înțeleg. Cât de cât, da, tu ești și zona de câmpie, nu prea e ca la munte. Aici mecherie. La noi să fie cât mai mult. Hai. Bun. Horus. Asta e boss în Horus. E boss in dungeon. S-a dus Horus, s-a dus. Ce jocuri mai trebuie să apară? Am văzut că e lăudat puțin jocul la Prințul Persiei și e un demo de 2 ore. Prințul Persiei. Uite, deci cât stăm, oameni buni, de uitați și voi cât stăm să ne găsească un tank, un player. Deci asta e nebunia. Hai că ne-a găsit tankul, mânca l-ar tata pe el. Ne-a găsit tankuleț. Și acum trebuie doar să așteptăm, să dăm ready și gata. Hai. No, Doamne ajută, deci Doamne ajută, oameni buni, acum să-l facem. Deci fac ăsta de M2. Deci de M2. Te salut, Lup! Toată stima, Lup! Ce faci? Cum ești? Da, deci vă apare și vouă cu Happy Affiliate Anniversary? Interesant. Norocoale, că nu știam chestia aia. Cu muncă. Aoleu, stai că ești cu muncă. Mai e până când vii. Mai e? Hello. Yeah. Uh-huh. O, te dau un M2. Cu băieții aici.
Să poate împică și mi-e scutul la artefact. Doamne ajută. Nu le-au așa tăzucule, că nu mai e nou. Doar pe cei noi îi iau așa. O iau dur. Uite, vedeți? Cum a zis și anuța noastră, când faci curent, o mai înveți lucruri. Uite, nu neapărat trebuie să te duci, gen, să iei toată mapa după tine ca tank. Oh, shit. Nu trebuie neapărat să iei toată mapa cu tine și pe aia să-i aduni într-un colț și după aceea să vă bateți acolo. Da, într-adevăr, ca timp e mai scurt ca timp. E mai ok ca timp. Dar uite, în cazuri de-astea mai extreme, aduni de-ăștia... Ia uite. O suliță mi-a dat. Deci nu trebuie neapărat să adunăm toți și după aceea să-i adunăm într-un col. Nu, le luăm așa pe rând toți. Where we just died at this time. Ce frate, îți dă una, una. Deci una îți dă ăștia. Bam, ce vrei mă? Pe aia zic lupul, adică ai văzut că sunt multe metode. Ia uite, îi înțeleg, frate. N-ai cum, frate, deci într-adevăr, uite, sunt multe metode, vezi când ești prin dungeon și astea. Fain, frumos, îi luăm mai bine. Părerea mea, cea mai rapidă cale, dacă e prea greu și nu putem să facem față la mai mulți deodată, cea mai ușoară metodă e mergem toți pe aceeași țintă, pe același mob. Mob cu mob, mob cu mob. Și așa, bacerul Paule încă nu l-am luat. Am fost ieri cu Ana, nu cu, ieri am fost cu Ana sau nu mă ținte. Dar știu că ieri am dat de două ori cu random și nu. Dar chiar poți să porți scutul artefactul cu The Butcher? Că sunt arme diferite, probabil. Nu știu, doar vă întreb. Ieri n-am fost, ieri n-am fost. Am fost cu Random Chat ieri, da. Am dat de două ori cu aceeași echipă. Altieri am fost cu anuța, da. Bă, da, viața, adică avem viața, da, na. Scutul e armură. Adică stai puțin. Dar stai mă că mai am și armură artefact. Deci stai să ne înțelegem, deci scutul și sabia de Butcher, amândouă sunt artefacte. Merg combinate, adică pot să port două artefacte? Mă refer... Wow, ok. Ok. N-am știut, pot să faci un... Dar nu poți armura artefact. Da, da. Păi stai așa, dacă pot armura artefact, lupule, nu mai pot să pun bacerul, nu? Sau nu mai pot să pun scutul? Nu? Sau care șmecherie?
E un slot de... deci scutul e un slot de armură. Ok. Unde să puștea, mă? Așa. Am înțeles. Aha, ok, deci nu pot voi Dark Plate cu scut artefact, am înțeles. Păcă, mă, că, adică da, înțeleg că artefactele nu te lasă să porți pe toate itemele, că nu, că lumea și-ar fi făcut set artefact. Păcă că nu merge armura, scutul, artefact și bacerul, că era un tank aproape perfect. Depinde și ce bonusuri dă artefactele de scut, artefactul de... Devii imortal. Wow. Ok. Scuzați-mă puțin, trebuie să răspund la telefon că mă sună mândra. Come. What are you doing, bro? Come. Oh. Hey, what are you doing? Come.
Help him, dude. Help him. Come, come, come. Help him, help him. Ready, ready. Yo, I just got max level and sword and shield. What the fuck? Hey, hit me any please. Hey, hey, hey. Let's go. Gata, oameni buni. Am finalizat convorbirea cu țiții. Și mi-o iau. Stai acolo. Bun.
Deci ce zice acolo lupul? Ia să vedem ce zice lupuțul. Deci, păi armura și scutul din Enad cam fac același lucru și devii imortal. Wow! Să-mi arăt și mie, lupule. Ce zice ăla? Behind. Da, bossul, dar ce vrei să mă bat eu cu ăla? Da, tot bine. Să fiu sincer cu voi, oameni buni, nu știu dacă o să reușesc asta, acest dungeon. Nu cred, simt că nu voi reuși. Raza razelor. Ce vorbești, mă? Raza aia ne sparge, frate. Raza aia ne... Cu ei, lupule. Mă refer cu ăștia. Mă refer cu ăștia, cu echipa asta care o avem acum. Simt că nu voi face M2-ul cu ăștia. Dar sunt curios de ce ai zis tu cu scutul din Enad și cu armura Enad. Devii imortal. Interesant. Eu mă refer cu ăștia, lupule. Uite, mă, avem un de-asta cu sulița, mă, un legion în de-asta. Un legionar. Mă și aruncă, băiatul. Pluto-l cheamă pe ăsta. Fratele Pluto. Da, m-a plesnit bine. M-a plesnit... Flecmat. Aaaa, n-ai cum să le folosești împreună. Deci, bă, știi ce le mă gândesc, mă, oameni, bă? E ciudată chestia asta cu artefactele. Știu că sunt endgame iteme, le înțeleg. Bă, și sunt făcut în așa fel încât să nu le poți purta pe toate deodată. Sunt conștient că dacă poți să porți setul complet de artefact, indiferent ce artefacte sunt, devii OP. Dar e ciudată chestia asta. Adică, bă, frate, lasă-mă să port itemele, că e păcat că în loc să folosesc toate itemele artefact, da, folosesc doar un item, două, cât se poate. Vreau să folosesc toate itemele artefact. Nu vreau doar una, două, că e păcat, uite. Sau să fac în așa fel încât să nu putem să purta toate deodată, să fie special un set de artefact, set de tank, adică să fie seturi. Așa ar fi fost fain, gen. Adică, bă, bun, nu mă lași să port ce artefacte vrea eu, dar măcar să purtăm un set de artefact. Nu mi-am viață, ești nebun. Stau în cercul ăsta. M-a plesnit să-mi bag piciorul.
Mi-a dat una. M2, înțeleg. Ar fi fost fain să existe artefacte, seturi de artefacte. Damage, tank și healer. Sau ce seturi sunt aici, adică ce caractere. Și dacă aș purta, de exemplu, o cască de healer cu armură de tank, clar să nu mă lasă să port două artefacte deodată. Doar seturi să mă lase, atât. Dacă mă înțelegeți ce vreau să zic. Că e păcat că sunt atâtea artefacte bune și noi nu le folosim. Pentru că na, nu ne lasă. Uite, am vrut să fac o combinație de tank, da? De artefacte. Eu am vrut să fac cu armura aia artefact șmecheră. Scutul de aici, da? Și flail, un flail. Sau... Aoleo! Ce vorbești, mă? Ce vorbești, mă? Ce vorbești? V-am zis că nu fac... Da, acum generalul Crassus. Bineînțeles, a venit la mine. Mă arată fain Crassus, să fiu sincer. Arată super fain. Am ratat. Ioi, ce a fost? Da, cu ploaie de săgeți. Nu știam ce e dâra aia în spate. Bun, stau aici. Hai mă pe el, dă-l în Dumnezeu. Vedeți, de asta trebuie să... Da. Aici trebuie echipă, mă. Într-adevăr.
Mă, ce scut mare. Cum am pierdut eu, oameni buni, aproape nu știu cât timp ea. Am pierdut ceva timp. Da, bineînțeles, da, sigur reveniți voi, reveniți sus. Puștoaie. A plecat. Left because someone did left as well. So we're only three now. Ok. Și eu acum le dau leave, îmi pare rău. Pare rău că îi las așa, dar nici să pierd timpul. Și aia să mă duc după sabia artefact. Artefact. Oricum, eu cred că ca armură, oameni buni, cred că e mult mai bună armura artefact decât scutul artefact. Corect? Ia că poate reușesc cu ăștia un M2, ia să vedem. Ne mai trebuie probabil încă un damage, nu? Încă un damage. Bun, hai că a intrat. Ok. Înseamnă că îi vom da drumul. Înseamnă că îi vom da drumul. Teleport. De ce ziceți, oameni buni, vom face sau nu vom face acest dungeon, această mutație de M2? Mutation.
You can subscribe me on YouTube, Lazy Alpha. Search. Aia zic, Tazule. Aia zic. Ia uite, face live domnul Lazy Alpha pe YouTube. E băiat. Are you ready? Tăzucu. Ia să vedem, tăzucule. Oh, I'm not ready. Nu e ready. Uite, da asta, Tazule. Uite de asta, Tazuku, că nu e ready, Tazuku! Că nu și-a pus build-ul omul. Știa că vine aici. Vezi, Tazu, uite, da-ia, Tazu. Uite, da-ia, Tazukule. Instalezi Immortal of Aveum. Oh, ok. Să-mi zici și mie, Tazuku, cum e jocul ăla. O să-l cumpăr și eu, când o să fie vreo 5-10 euro pe acolo, Tazule. Cam pe acolo. Nu acum, e timp. E un joc single player. Se poate juca oricând. Ok, I'm ready. E ready. Cum adică e gratis? Tazuku. E pe Amazon România? Când l-a băgat? Dumnezeul l-a băgat. Bun. Stai mai jos. Optișpea, înseamnă că... Ok, Tazu, să-mi zici dacă merge. Tia, n-am știut că... Aha, asta nu mă lasă să mă mișc de aici. Tăzucu. Acă, simt că simt că o să împice artefactul, Tăzucu. Am un feeling de ăla așa profund. Aoleu. Bun. Oh, cât e ala cu el. Thank you.
Da, 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 Doamne iartă-mă, tăzuc. E ceva absolut normal. Ceva absolut normal. Doamne iartă-mă, alo? Ia stai jos. La GTA 6 moftic. Nu vine să cred că spun GTA 6. Chiar există GTA 6. La GTA 6, păcat că nu lansează de pe PC. Banal, da, na. Da, aia îmi pare rău, da, asta e, na. Strică farmecul. Strică tot farmicul la joc. Pare pe console, după aia peste un an sau doi apare pe PC, adică deja știu mare lucru despre el, ce și cum. Dacă este vreodată o consolă, da, să iau acum, nu s-o iau niciodată, o să iau Xbox, tat. Pe consola Xbox poți să joci toate jocurile ce există pe piață. Dar bine că a dat razele alea, mă. Salutare, Florin! Happy, happy! Happy, happy! E bine, Florin. Ai fost toată ziua obraznic. Păi mă, tata, și care șmecherie la Xbox? Hai zic eu o șmecherie. Nici nu trebuie să cumperi jocuri de Xbox. Dai pe abonamentul ăla lunar al lor, Xbox Pass. Te doare la fleș. Și joci toate jocurile, tot arsenalul de jocuri. Să fiu sincer, cam bat Xbox PS-ul. Puteți să ziceți ce vreți. Eu nu sunt fan console, nu sunt fan, știu foarte bine, dar bate lejer. Xbox-ul bate lejer PS-ul. Ca jocuri, ca ce oferă, ca toate nebuniile. N-are rău să mai spun de specificațiile consolelor. Imediat azi o citesc. Da, știu că poți juca și pe PC, da. Dar uite, nu mai, eu mă refer la acel season, nu season pass, sau la game pass ăla, tăzocule.
Asta e că Game Pass-ul parcă e și pe PC, nu? Vezi, și șmecher Xbox-ul. S-a băgat și pe PC gen, adică toate jocurile să le joci și pe PC. Stai că n-am știut că Game Pass-ul e și pe PC. Am crezut că e doar pentru Xbox. De asta. Nu, deci dacă e și pe PC... Aia zic, băi, 8 euro. Îți dau și 10 euro pe lună, frate. Dar știm că cu aia 10 euro te joci, de-ți vine amar. Sau? Ce, nu, tazule? Pe ce-ți dă Sony, tăzucule, jocul gratis, ți le dă de tot? Adică cu acel season pass sau ce... Pas de ăla. Ah, ok. Sper, adică nu știu dacă se vor răzgândi cei de la Rockstar să bage și pe PC GTA-ul. Ar fi belea. Că știe că tot PC-ul îi scoate din rahat. O s-a întâmplat cu GTA 5. Datorită la PC a făcut și server online, adică ramură online la Redemption 2. Datorită la PC. Sunt 3 jocuri lunare. Deci sunt 3 jocuri lunare ce îți dă tot și le poți juca oricând dacă ai subscribe. Aaaa, stai să ne înțelegem, tăzucu. Teoretic am acel pas de la Sony, îmi dă jocuri gratis și le pot juca dacă am ăla activ. Deci teoretic tot închiriat ar fi, ca și când poți te juca, poți te joci jocul meu dacă îmi plătești, îți dau drumul la el. Ah, și pe Xbox, da? Pe da, pe Xbox, stai că Xbox n-ai zis că îți dă jocuri moca. Xbox a zis doar că îți dă Game Pass-ul și te joci tot arsenalul ăla de jocuri ce sunt acolo. Aie. Dar Sony, tu degeaba spune că îți dă jocuri moca dacă tot nu te lasă să... Dar bineînțeles, Florin. 201 chiar. Ah. Bă, Florine, uite, mai stau o leacă pe live cu voi. După aia, bineînțeles, muncă. Și mâine liber, duminică liber. Uite, așa trece viața. Wow.
O, bine că te-ai dus. Te-ai dus, dică. Păi da, e sâmbătă. Dar, na, voi ce părere aveți, Tazu, că na, tu știi mai bine. Se va lansa GTA 6 pe PC. Odată cu consolele. Sau măcar după 6 luni se lanseze pe PC. Măcar după, nu, de ce aia zic și eu. Urât, bă, bă, simt așa câte o... Nu vreau să fiu hater, dar simt așa câte o scârbă. Cu chestia asta. Stai că nu-s mari diferențe dintre PS5 și... Ah! Nu sunt diferențe dintre PS5 PS5 și PS5 Pro, adică, nu știu, mari diferențe din ce am citit. A, probabil da. Aha, și duce ca ho ho ho. Ho ho ho. Am înțeles. Am înțeles. Pe acum un PS nou, un PS5 nou, e 20 de milioane dacă nu mă înșel pe ăștia. Mă, Florine, deja e oricum 4K, e moft, e un moft la game. Pe 8K e fiță deja. 8K e fiță deja. M-am dus pe M2, frate, înțeleg perfect. Ce vorbești, mă? Ce a dat-o Zou Titing? Și a dat o tighting. Dar bineînțeles, Florine, că consolele sunt full AMD, să ne înțelegem. AMD, n-are rost să mai zic că sunt șmecheri AMD-ul, adică ei sunt și pe parte de procesoare, și pe parte de plăci video, și pe parte de console. Să ne înțelegem puțin, las-o așa. AMD-ul e AMD, AMD... Dacă se pune toată industria AMD... Depășește și Nvidia și Intel. Depășește cu lejeritate. Dacă
AMD o să se concentreze 100% pe procesoare și pe plăci video pe PC și renunță la console și la sheturi. N-are rost să mai zic. Vezi tăzucule, fără AMD n-ai avea PS5 Pro și Slim și Miau și Muscle PS fără AMD. Că Nvidia ți-ar fi dat consola aia cu... Ce mă, dacă... Dar chiar mă, dacă ar fi avut Nvidia consolă, mă refer consolă de asta, cum e PS-ul, Xbox, cam ce preț ar avea? Dar un preț real? Dar chiar mă, nu m-am gândit la asta. Era 80-90 de milioane o consolă. Hai că încă râs. AMD Power. Hai voi tazul să ne înțelegem. De chiar mă, cât era oare o consolă? Dacă era Nvidia. Ok, wait. Change. Sunt tare curios. Așa, un preț estimativ, așa după voi. Eu zic și mă opresc la 70 de milioane. Cam pe acolo m-aș opri. Nvidia, nu știu cum, consolă. O denumire de-a lor de acolo. Asta clar, Tazo, tot ce e bun, normal. La fel și eu. La fel și eu. Ce fain e asta. Un inel ring. Inteligența asta e pentru magi, pentru staff-uri, pentru nebunii de alea. Mă, degeaba spui acolo, Florine, te flops, te miau, te hau. Nu mă pricep la console, nu comentez nimic la console, că nu știu chestiile alea. GG. Da, știu că e altfel arhitectura, de asta nu mă bag, nu știu, nu comentez. No. Gold, nice. Thanks guys. A picat oare asta? De unde e săculețul ăia? Uite mă, lolea. I-a picat la nenorocit bacerul. Mi-a picat. I-am întrebat dacă vor din nou. Nu mai mă, niciun săculet. Deci 4080 de-abia are 64. Teraflop. Dar de 5 ori mai bună decât... Nu știu, nu mă pricep la alea, nu coment, nu știu. E un event pe aici, că am auzit o explozie.
Da, corect. Sunt alte nebunii, Florine, și nu comentez, nu zic nimic. Nu mă bag la console mai mult. N-am nimic cu consolele neapărat, dar developeri și aia știu că fac pentru bani, sunt conștient. Întâi lansează pe console, după aia pe PC, adică ne aruncă nouă restul și așa mai departe. Bă, dacă eram toți uniți, mă refer din punctul ăsta de vedere, era șmecher. Să nu unde e. Bun, în bun skill. Dacă era toți ăștia și eram uniți toți, bă, uite, de exemplu la GTA 6, dar oricum nu o să există așa ceva niciodată, să ne unim toți și când lansează Rockstar-ul GTA 6 pe PC, bă, nimeni, absolut nimeni să nu-l cumpere, mă. Să-l las așa liber, știi? Să pun ca și când pun o bagnotă de 500 de euro în mijlocul drumului. Da, nimeni să nu se atingă. Pe atunci Rockstar-ul, pot să spun că ar pierde la propriu și figurat, nu milioane de dolari, miliarde de dolari. Și chiar dacă să-l dea și free, să nu se atingă nimeni. Sper să mai prind eventul ăsta. Sper să-l mai prind. Într-adevăr, Tazu, din punct de vedere ca preț, la consolă, da, iese în câștig mai mereu. Într-adevăr, corect. Nu, corect. Aici dau dreptate 100%. Și trebuie să ne mai gândim și la lucrul următor, uite, dacă se schimbă generația de console, rămâne doar la liberul arbitru de la Sony, dar... Sau... Și jocurile sunt mai scumpe, așa mai... Ah, deci oamenii au lăsat, au renunțat, din ce văd, la grup. Bă, ce fain e focul. Hai că am prins cât de cât. Hai! Defeated. Bun, am ajuns la timp, băi, deci nu cred. Deci nu cred că am ajuns... Bă, ce armură fain. Wow, ia uite cum arată asta, mă. Cât de șmecher arată asta. Ia, acum e ok? Mă auziți acum, da? Ce fain e și asta? Care ziceți că e mai bună? Tăzucu? Că Paul probabil nu mai e pe aici. Ha, Magnify ăsta nu m-ați minte pentru ce era. Atâta este pe consolă. Pe asta zic că jocurile de pe console sunt extrem de scumpe. Adică cu 5 jocuri, 5 ori 25, cu 5 jocuri deja, nu știu, ți-ai o placă video, ți-ai procesor, nu știu. Pe PC mai scap, mai intri pe piața gri, mai iei de acolo cu 2-3 euro, cu 10 euro, cu 15 euro. De ce bun, Paule, da? Îl echipez. Bam! Șmecher de șmecher, bam! De oricum,
asta cu consolele. Bun. Câte ce sunt 8. Hai să mai dau rapid un PVP și pe aia stau cu voi de vorbă. Dar oameni buni, chiar este ora 8:05, da? Mai dau un PVP rapid și pe aia stăm, mai stăm de vorbă, mai... Dar din ce am înțeles, azi nu mai pot să cumpere atunci jocuri. Dacă modezi. Nu mai joci online. Da. Deci nu mai poți juca online. Na, da. Ai... Nu mă fascinează tipul ăsta de jocuri, Florin. Da, e fain, îmi place. Caracterul meu favorit din seria Taken, îmi place foarte mult de King. King-ul e favoritul meu, King. După aia vine Jin Kazama și cine mai e pe acolo. Dar nu mă împac cu jocurile fighting. De ce? Na. Da, uite, e fain, nu FC-ul, Mortal Kombat și multe alte jocuri de tipul ăsta. Îs faine, nimic de zis. Dar nu, mă... Are o mică poveste. Da, nu, deci adică am văzut că majoritatea jocurilor, adică au cinematic, au poveste și când te bagă în gameplay, te bagă ca și când te bați, ai văzut, normal. 2D sau cum să te bați. Nimic de zis, e ok, dar nu e pentru mine. Aia e și online. Uite, am Injustice 1 sau 2 parcă, că l-a dat free așa de pe Steam. Nu m-am apropiat de Injustice. Tot așa, te bați, te hau, te miau. No. De 2 puncte capturat, ești nebun la cap. Echipa asta cred că știe ce are de făcut. Și deja dăm rush în al treilea punct, în primele 2 minute ale jocului. What? Frate, doar am alergat din bază în bază și am capturat 3 puncte. What? Și acum ăștia se duc în bază la ei să-i bată. Ia uite. Băi, ești nebun? Am nimerit o echipă strong de PvP? Deci priviți și voi.
Luna, s-a dus pe lună, fricoșii. S-a dus în baza noastră. Dar nu e baie că imediat ăștia aici mor, probabil și pe de teleport. Dar chiar tazi, zi... De exemplu, ai PC și ție nu-ți plac consolele, deci nu-ți plac de nicio culoare, da? Și aștept GTA 6 cu nerăbdare. Și a întâi lansează pe console, da? Și tu te mai la un gameplay să-ți faci o idee, mai una alta. Și când apar peste un an pe PC, cum e farmecul ăla, îl mai ai? Ca și când e prima dată? Hai ce vreau să mă înțelegi. Deci, doar din punctul ăsta de vedere vreau să mă înțelegi. Păi da, aia zic. Deci nu mai ai aceeași plăcere și... Adică, cum adică, ai aceeași plăcere și nebunie și tot? Da, uite, și eu am fost entuziasmat când am jucat GTA 5 pe PC prima dată. Uite, și Uncharted, când am jucat Uncharted 4 și eu pentru prima dată. Jocul în sine mi-a plăcut enorm de mult, adică șmecher, într-adevăr. Dar... Vezi? Păi da, uite, când te-ai jucat Uncharted 4, The Last of Us, nu vine să cred, The Last of Us, după atâți ani de zile l-a băgat pe PC. Pe aia zic. Păi ce vorbim, Tazu? Pe asta e și șmecheria. Asta e baiul aici. Despre asta vorbesc, tăzucule. Părerea mea, aici e doar părerea mea, consola e făcută doar pentru jocuri de racing, de fighting, să te bați cum e gen Mortal Kombat și cam atât. Ca alte genuri, n-ai cum să bagi un MMO, n-ai cum să bagi un RPG, unde necesită multe controle, multe butoane de control. De MMO nici nu zic de MMO-uri. Shooter nici atât, kick-ul, auto, aim ăla și așa mai departe. Nu știu, eu așa văd consola, doar pentru fighting și racing, atât. Și fotbal, așa. Fotbal, rugby de-astea, FIFA, nebunii de-astea. Deci uitați și voi, oameni buni, cât de strong e echipa asta pe care o am. Deci cât de șmecher e. Deci uitați-vă și voi la scor. Și abia a trecut 5 minute din meci. 5 minute, nu mai mult. Doar 5. Deci incredibil. Hai mă, doar am... Deci am dat în el și nu s-a pus? În cauza lagului? Păi nu vezi că îi ținem în bază la ei, mă? Oh. Dau și eu aici. Dau să fie dat. Nice! Mă activez. Cât de belea. Hillary, jos pălăria. Și a făcut treaba Hillary incredibil. Deci... Sunt curios ce scor au. 0 kill-uri și 10 asisturi. E bine. Două, așa, 10 de alea, contribui, nu contribui cu resurse. Aia craftează pe acolo, n-au treabă.
2 din echipă. 3 de fapt. 3 din echipă farmează. Păi, incredibil. Deci uitați-vă și vă ce dominare și ce frumos închei și eu acest live. Deci eu mai mult, oameni buni, în acest match, după cum mine se vede, eu am alergat. Atât. Ce înseamnă să nimerești o echipă întreagă și știu ce înseamnă PvP. Vă rog frumos. Deci, sincer, nu am făcut cine știe ce e meciul ăsta. Doar 10 asisturi. Și s-a încheiat în câteva minute, nici 10 minute cred că n-a durat. Wow! Wow! Op! Oh, săracă de ea. O să păstrez arcul ăsta. Și trebuie să învăț cum se plusează itemele named, că astea se plusează din ce mi-a spus oamenii. Doamne ajută, Florin! Doamne ajută! Doamne ajută! Ia să dăm cu arcul cum e. Miau. Iată. Ce e ato, obraznico? Niciun iato. Oricum la arc, prieteni, să vedem ce cere la arc. Ia să vedem. Curios ce puncte cere.
Hop. Cere dexteritatea. Pe dexteritate am. Și abia level 5. interesant și copul. Interesant. Bineînțeles că la arc trebuie neapărat să mă uit pe internet la build ceva. Penetrating shoot, asta e how. Și pasivele probabil sunt bune la asta. Ok. Oare merge combinația suriță cu arc? Să am și eu măcar o armă range. Că asta trebuie focus, nebunii la asta la alte. Bun. Deci nu mi-a picat artefactul, Dumnezeu. No. PvP. Imediat se duce. Ah, putem să cumpăr de-astea, fuck. A, doar una te lasă să... Hai să mai dau un meci de PvP, măcar să fac level. Încă un meci de PvP, dacă o să nimerez la fel de bun ca ăștia, jos pălăria. De jos pălăria. Cu ocazia asta mai folosesc și arcul. Să vedem ce și cum. Bun. Și oameni buni, după acest meci de PvP, sfârșesc acest stream. Sper să fie la fel de scurt cum a fost cel precedent, bineînțeles cel cu victorie. Ce fă ne arată ăsta albul, iau-te-l. Băi, cât de șmerc arată tau ăsta. Uite, faină paletă de culori, bam, bam, bam.
Știi că mă duc la luptă cu larg de level mic? Level 61? Dar hai să vedem. Și oricum și alea sunt puse aiurea. Deci trebuie să țin hold până când i-a prins ăsta. Deci o secundă jumate cam durează. Hai. Avem trei care nu știu ce fac. Trei care dă cu toporul unde e de dat. Mamă, ce range mare are. Trebuie să am și coarcul. Coarcul e fain să stai la distanță, ascuns cumva. Da, interesant. Abrian Wood. Păi da, ce v-am zis, uite ce zice la Abrian Wood. Fugi. A intrat? Dușmanul a intrat? S-a ferit în ultima clipă obraznică. Ne-a capturat, bineînțeles. Băi, ce să fuți, mă? Veni aici. Bam! Toate trei puncte capturate. Cum v-am zis, în PvP vor fi oameni care să știe ce fac, oameni care nu știu. Avem încă oameni care mai dă cu mine, nu mai dă. Gata.
Că se întoarce roata. Match-ul trecut de PvP, eu eram șmecher, acum ei sunt șmecher. Na, că ți-am băgat sulița în fund. Și bineînțeles, am pierdut. Nu-i bai. Și ce rău îmi pare, oameni buni, că închis stream așa de vreme. Dar mâine e sâmbătă. Mâine clar că va fi un live foarte lung. Mai lung, de fapt. Bun, ia să vedem. Deschidem cutiuța. Ok. Un gauntlet, asta e armă, gauntletul ăla. Stai, unde Dumnezeu. Ce fugi, mă, Nicule, mă? Bun, 220. Complet track, perfect, dar înainte de asta putem să cumpărăm ceva? Nu. No. Ok, Florin, că oricum închis eu acum. Mâine cu siguranță voi face mai mult live. Asta dacă pot să vă las cu cineva să nu vă plictisiți. Stați că vă las că rămân. Nu-mi place să rămân dator. O secundă. Actually, like, for real. Se pare că mă joc cu chat-ul. Am copiat numele. Oameni buni, ne vedem data viitoare, mâine, cu mai mult live, bineînțeles. Și vă mulțumesc fiecărui om care stați aici, chiar dacă nu vorbiți, stați pe lurk, apreciez enorm și contează foarte mult pentru mine. Așa că o seară minunată vă doresc și numai bine!